Marius Șumudic a fost actorul principal în Rapid Gazmetan. Antrenorul giuleștenilor a fost sedat de golul lui Todea și a stat cu mintea la marginea terenului aproape o repriză întreagă. Finalul primei părți a fost însă apoteotic. Șumudic s-a repezit spre tușier la reușita lui Glauber. A repetat figura după autogolul lui Zaharia când a explodat și s-a dus glonț la galerie, care i-a declarat imediat dragoste eternă. Îmi cer scuze încă o dată pentru ceea ce am făcut. Practic n-am jignit pe nimeni, m-am bucurat, n-am mai rezistat acestui stres continuu de două săptămâni. Astăzi am intrat în teren și m-am bucurat. Am fugit la galerie, am tăiat-o cu un teren ca să văd dacă mai pot să mai plec bine așa după loc. În cismulițe, fără ghete. Am plecat destul de greu, am avut și printr-un. Pentru că a intrat pe teren la gol, Șumudic a fost trimis în tribune de Teo Crăciunescu, dar s-a conformat numai după un moment inedit petrecut fără voia centralului, care a fost pupat de antrenor. În repriza a doua, Șumi gol și-a pus fularul al vișiniu la gât și s-a transformat într-un veritabil lider de galerie. Din tribune nu a putut vedea reacția lui Herea, care a aruncat tricoul Rapidului în momentul schimbării. După ultimul fluier al lui Crăciunescu, antrenorul s-a dus în fața peluzei pentru o ultimă reprezentație. Nu fac teatru, nu fac absolut nimic, sunt trăirile mele de moment, care după aceea mi le regret.